doamnelor și domnilor, divele se încaieră, se ceartă, se judecă, numai ca pe vremuri când era, cum se spunea în film, catfight. Adică se certau. De data asta se duc la tribunal, câștigă una, câștigă alta, pentru că se spun cuvinte grele și foarte grele. Și social media asta, când ia foc, se întâmplă diverse lucruri. Vom comenta aceste dureroase aspecte de gen feminin împreună cu invitatea noastră, Alina Petre. Bine ai venit, sărumâna, sărumâna, bine ai venit. Așa este, te rog să iei loc, Alina. Doamnelor și domnilor, lăsăm doamna să se așeze pe canapea. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Ipostaza spune că domnul Gabriel Bădălău, care ieri din păcate a avut un moment destul de neplăcut, pentru că este cercetat sub control judiciar, îl cheamă Bădălău. Sunt situații pe care dumneavoastră le puteți înțelege foarte bine. Și, mă rog, după cum știți, și domnul Bădălău senior este implicat într-o situație, dar iată, este acum este cercetat în stare de libertate. E bine, domnul Bădălău este lung prilej de vorbe și de acuze între fosta soție Claudia Pătrășcanu și actuala iubită Bianca Drăgușan. Aici Claudia a vorbit despre lucruri pe care Bianca Drăgușanu le-ar fi făcut mai demult. Bianca Drăgușanu n-a mai stat mult pe gânduri, s-a dus la criminal, la tribunal. Să arătăm situația, doamnelor și domnilor. Aici avem câteva declarații. A menționat că nu a jignit-o cu nimic. Am fost surprinși cu toții cu privire la acest aspect. Mijloacele de probe au fost înregistrate și probele de asemenea, audio și video, cât și materialele online publice din presă. Prin urmare, asta a făcut Bianca Drăgușanu. Doamna Pătrășcanu a spus că noi solicităm bani. Acest proces nu are ca miză banii. Astăzi ne vedem ca încetarea acțiunilor pe care le provoacă. Situația pe care o găsim însă în legătură cu ieri cele două roze s-au întâlnit, stimați telespectatori, la tribunal la Constanța. În 22 de ani eu nu am avut niciun conflict cu absolut nimeni, spune Claudia de asemenea, și nimeni nu a avut un conflict cu mine, înțelegeți? Niciodată în viața asta. Cum vă explicați acest conflict când această persoană are conflicte de când a apărut la TV, ba cu X, ba cu Y, ba cu Z? Dacă răsfoiți, luați ecranul telefonului și răsfoiți așa, luați ecranul și răsfoiți. Cum s-a nimerit tocmai acum? Pe ei nu i-a dat în judecată. Adică pe ei, adică partea, înțelegeți dumneavoastră, pe familie. Ce vorbim aici? Eu nu am avut niciun conflict și nimeni și cu nimeni, am martori chiar și cei de acasă. Nu am jignit pe nimeni, nu am rănit pe nimeni, am fost respectuoasă. De 2 ani de zile, acest om, această ființă, mă agasează verbal cu înregistrări, nu am dreptul la replică, să le aducă. De asta suntem aici, să le aducă. Prin urmare, doamnelor și domnilor, în vâltoarea orgolilor legate de domnul Bădălău și situațiile de viață, cele două s-au certat. Când ai un proces, probe sunt și vor fi. Am avut probe de divorț, atâtea. Ea vrea bani, Bianca Drăgușanu a zis că nu vrea bani. Nu face decât să-și facă rău singură. Nu poți să ceri așa bani de la un om. Cum ar fi să vin și eu și să zic că vreau niște bani? Toată lumea are dreptul să dea pe oricine judecată, să ceară orice. Rămâne de văzut dacă se și hotărăște. Eu, dacă am tăcut, dacă nu am făcut nimic, nu am dat în judecată, asta e. Adică și Claudia ar fi putut face treaba asta, mă înțeles. Mai avem ceva de zis sau ne vedem de treabă cu Alina să comentăm? Deci, doamnelor și domnilor, după cum vedeți, cele două doamne s-au certat în legătură cu domnul Bădălău. Asta, Claudia spunea că Bianca îl stârnește și ea nu este în regulă, ea fiind următoarea. Bianca a sărit imediat la gât. Ce să înțelegem noi din asta, dragă Alina? Dragul meu, ai un mod, am râs, să știi, chiar dacă nu e de râs situația, chiar am râs, e foarte E și de râs chiar. Și de plâns, dacă da, mă și trec. De râs și de plâns, dar noi suntem aici ca să luăm partea pozitivă din tot ce s-a întâmplat, da? Să vedem care e... Să nu judecăm pe nimeni, să nu aruncăm cu noroi nimeni. Să vedem care e treaba. Să vedem care e treaba, da, într-adevăr, fiecare poate să dea pe oricine în judecată, dacă se simte lezat împreun fel, calomnia s-a scos din codul penal, deci nu mai răspunde cu pușcăria, nu mai merge la închisoare. Ferească Dumnezeu. Dar există aceste acțiuni în răspundere civilă delictuală, conform cărora noi putem să cerem o sumă mai mică sau mai mare sau pur și simplu un leu pentru faptul că ne-a lezat cineva onoarea. Unii chiar au cerut un leu. Unii chiar au cerut un leu. Fiind o chestie simbolică. Uite, adică eu, cu domnul Băsescu am cerut un leu. Ce ai primit? Am făcut o cerere convențională, da, am primit un leu. El a cerut 200 de mii, eu am cerut un leu. Foarte tare. El n-avea bani, eu aveam. Da. Gen. Așa.
Revenind la acest subiect, într-adevăr, e puțin delicat, pentru că vorbim despre două persoane publice. Da? Amândouă sunt de notorietate. Gabi Bădălău până acum nu era atât de notoriu, dar... Numele lui e notoriu de ani de zile în politică. Este în politică, dar nu era pe partea asta mondenă. Adică eu n-am auzit niciodată discutându-se la tine în emisiune despre așa ceva. Pe vremuri când mai făceam emisiuni și la alte televiziuni, domnul Gabi Bădălău a avut și alte distinse prezențe feminine în viața lui, cu unele reușind lucruri absolut extraordinare. Îmi dai voie? Ți-aduce aminte când a fost povestea cu Ramona Gabor, care a crezut, el s-a prins, Gabi, s-a prins că miroase a putre de acolo și s-a dat a fi miliardarul Ioan Nicolae de la Brașov. Vrei să ne vedem în hotelul de la ora de? Și Ramonica, ce să vezi? S-a dus gândindu-se că se întâlnește cu milionarul și pac, s-a întâlnit cu iubitul ei. Prin urmare, domnul Gabi, în virtutea situației financiare bune și a numelui, a fost un aspirator, cum se spune la noi în cartier Madrian, un aspirator de gagici, de gagici permanent. Acum trecem la o altă etapă. Bine, asta nu e ceva de rău. Adică ce mi-a spus că fiecare e de bărbat are dreptul să fie ce își dorește. Cum se numesc casa de uscaznic? Cum vrei? Electrocaznice. Da, electrocaznice. Nu, eu respect foarte mult pe, și pe Gabi și pe Claudia, dar și pe Bianca, îi respect pe toți. Și pe tatălui îl cunosc de foarte multă vreme. Da, și pe tatălui l-am cunoscut. Sunt niște oameni demni de respect. Este o familie foarte frumoasă acolo. Nu vreau să vorbim urât despre nimeni. Ce s-a întâmplat aici a fost pur și simplu un joc de orgolii, zic eu, între aceste două femei foarte frumoase, de succes, și care au dreptul să-și ceară până la urmă daune morale în instanță, dacă așa consideră ele. Și mie mi se pare mai fair așa să mergi în instanță să-și ceri un drept decât să te bălăcărești în media. Că mie mi se pare mai onorabil pentru două femei mature, care au copii, au cariere, nu? Până la urmă. Da, și aici te completez și sunt de acord cu tine, în sensul în care, când e vorba de tribunal, se mai taie viteza momentul în care știi, în rest, batu, bea pe aia, bea pe aia. Când vorbim de tribunal, să mai moie treaba, că s-ar putea să și pierzi, nu-i așa? Știi cum era așa povestea este, aia cu Gigi Becali și cu Mitica Dragmăr? Eu te-am făcut zdreanță, tu m-ai făcut hahaleră, dar suntem prieteni. Da, aici suntem într-o altă etapă. Aici suntem într-o altă etapă și mi-aș dori să se încheie amiabil această etapă, pentru că nu face onoare nimănui și până la urmă aceste lucruri rămân totuși într-un istoric acolo, în background, și există niște copii care se vor uita la televizor, se vor uita în presă, și aceste două mame extraordinare cred că merită mai mult. Așa zic eu. E adevărat. Din punct de vedere al calității de mamă, indubitabil despre amândouă. Pe de altă parte, astăzi tribunalul a dat un verdict. Verdictul este în primă instanță, se mai poate depune apel. Bianca Drăgușanu spune, el este chiar o bătălie pierdută, nu este războiul. Deci se pronunță cuvântul război, frate, sună altfel. Acum un an și ceva poate nu sună la fel. Acum când auzi război, atenție mare, respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, obligă reclamanta la plata în favoarea părintei a cheltuielilor de judecată de 2500 de lei, reprezentând onorarul de avocat. Cu drept de apel, în termen de 5 zile, apelul se depune la judecătoria Constanța sub sancțiunea nulității. Prin urmare, astăzi 23.03, în sfânta zi de joi, s-a hotărât tribunalul că lucrurile pe care Claudia le-a zis despre Bianca și Bianca a zis e defăimare la tribunal, nu constituie o infracție. Exact. Adică nu e suficient ca să existe o pedeapsă. Nu este suficient ca să existe niște daune morale care să se plătească conform instanței, dar Bianca poate să vină cu niște probe conform cărora ea a fost lezată această imagine și poate să depună, nu știu, niște contracte pe care le-a pierdut în urma acestor lucruri. Pentru că presa, de fapt, acesta a fost motivul acestui proces, în sensul în care, spunându-se despre chestia asta, spune doamna Drăgușanu, a stricat imaginea și ar fi pierdut niște contracte. De bună seamă că ele au fost depuse, aceste contracte. De ce instanța nu le-a luat în seamă? Că au zis, domne, nu e cazul, ba din potrivă, mai plătește și onorariul celuilalt avocat. Nu știu dacă au fost depuse sau nu știu cum au reprezentat-o avocații, pentru că în mod normal, dacă tu faci dovada chiar a prejudiciului financiar, instanța este obligată să ia. Absolut. În Dar aici trebuie să văzut și putem să vorbim și cu un avocat, pentru că uneori trebuie să dovedești
faptul că una are legătura cu cealaltă. Dom'le, pentru că a zis, nu a mai primit. Exact. Un adică... contract poate să cadă din diverse motive. Dom'le, nu s-a mai făcut. Trebuie să existe o dovadă a faptului. Băi, deci în urma declarațiilor făcute, nu știu cum și de-aia nu mai dau. Contractul cu nu știu ce firmă. Exact, da, dom'le, nu exact poți să asociezi imaginea cu tine. Dar trebuie să ai un, trebuie să ai o dovadă, adică să la criminal și să zici, uite, de-aia am pierdut banii. Există? Da. Păi vedem, vedem ce se întâmplă în apel. Dacă are drept de apel, înseamnă că nu este definitivă hotărârea, deci există o șansă acolo. Totuși, eu ce aș face dacă aș vrea să nu se mai vorbească despre mine, aș face niște notificări. Acele notificări, dacă sunt încălcate, mi se dea avocat, da? Către persoana care mi-ar leza cumva imaginea. Dacă eu trimit niște notificări și acele notificări sunt încălcate, atunci chiar mergi, poți să mergi și chiar în penal. Adică nu ai voie să-mi mai rostești numele, n-ai voie să spui nimic la adresa mea și atunci tot ceea ce vei spune poate fi folosit împotriva ta, știi? Ca la miliție. E adevărat. Acum, noi știm, suntem oameni trecuți prin treaba asta și Alina a trecut prin diverse situații de viață și știe că... Am avut vreo 5 procese de genul ăsta. Aia, mai am unul cu, cu o vedetă autohtonă, așa? Mai nou. Așa. Ideea este următoarea. O notificare poate fi driblată foarte fin, în sensul în care... Băi, trebuie să vă povestesc chestia asta, ca să ne amuzăm. Domnul Prigoană dăduse notificare când se bătea Adriana și cu Silviu, la televiziunea la care lucram. Da. Eu eram obligat să spun fostul soț sau soțul Adrianei. Cu singura excepție, când el a intrat în direct și am spus, urmează Silviu Prigoană. Și zice Silviu Prigoană, dă-i. După ce el a ieșit din direct, eu a trebuit să spun din nou soțul Adrianei, pentru că omul venea și spunea, n-ați respectat notificarea. Prin urmare, cu notificările astea e foarte important să le dați și eu am sfătuit multă lume să dea. Pe de altă parte, vedeți cum e treaba uneori. În orice caz, Claudia mai spune, era și normal să-i se respingă cererea, nu eu i-am șifonat imaginea, singura a făcut-o! Ha-ha! Iar Bianca Drăgușa, nu e doar o bătălie, nu război, vom trage concluzii după ce se încheie definitiv procesele. Eu am cerut doar să oprească, n-a vorbit despre mine și să nu mai defăimeze. Și am acordat soluția... E ca la accidente ușoare. S-o dăm amiabilă, dar nu s-a putut. De aici încolo, practic, i s-ar da dreptul să mă jignească și să mă amenințe fără limite. Ea zice ce vrea și nu poate fi pedepsită și nici oprită. Deci, adică doamna, taci din gură, că mai uite aici, mai avem ceva documentat. Adică doamna judecătoare admite că oricine poate ieși în public și zice orice. Probabil că nu, probabil însă că e vorba despre relația dintre pagubă și defăimarea asta. Până la urmă, cine a vrut bani? Nu cred că vrea nimeni bani. Înțeleg, doar că Bianca a zis, domnule, eu am pierdut ceva. Eu vreau și eu niște daune, mă înțelegi? Pentru că eu am pierdut banii. Bănuiesc că Claudia Pătrășcan nu cred că vrea nimic din banii Bianca Drăgușan. Poate vrea de la domnul Bădălău pentru copii, dar asta bine, e altă vor poveste. Din instanță. Adică instanța să facă aceste demersuri și să fie fiecare, nu? Recompensat conform prejudiciului. De-aia nu te însormă? Pentru că știi, Cristi? M-am prins. Eu tot am încercat să spun, ai vrut să mă înțelegi, ai vrut să mă aduci cu tot. Nu cred că e vorba de însurătoare aici, nu cred că e vorba de căsnice. E vorba despre niște orgolii care sper să se termine curând, pentru că sunt două femei extraordinare, au alte treburi, cred că avem alte priorități în viață, nu? Au dat măsura talentului lor în alte domenii decât acela modern. Bineînțeles. Claudia cântă, Bianca Drăgușanu are un brand de modă, deci acolo ar putea să dea măsura... Ea însă și e un brand. Despre asta vorbim altă dată, ca să nu trecem... O dăm în diverse după aia și nu-i bine. Mulțumesc. Exagerăm acum. Alina, ce vrei? Să nu exagerăm acum. Tai acolo că poate să ia de tine și nu știu dacă îți dorești sau nu. Adică eu-s mai tăbăcit. Tu ai grijă. Da, doamnelor și domnilor, îi mulțumim foarte mult Alinei. O să ne mai vedem că mai avem de-astea pace-pace între două personaje, cum spunea Academia Cățavencu. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu alte fapte, dar avem prezentare de modă, chestii, socotel. V-am spus că azi e cu fete, cu femei, situații.